această seară și să avem o participare atât de interesată de această carte. Permiteți-ne să îi salutăm în mijlocul nostru pe cei mai de departe, pentru că altfel ar trebui să consumăm o bună parte a serii doar ridicând și prezentând pe cei prezenți. Cel mai de departe, de dincolo de ocean, vine un alt fiu al pastorului Pavel Bochean, care se numește tot Pavel Bochean, dar junior, noi îi spunem mai afectuos Luțu Bochean, pastorul Bochean din Chicago, Statele Unite. Îi spunem un bun venit. Și puțin mai de aproape, dar tot de departe, nous salutons les participants français, Gabriel et Stéphane, Pasteur de France. Bienvenue. Levez-vous, levez-vous, Camille. Levez-vous. S'il vous plaît. Merci, merci. Bienvenue. Și, bineînțeles, ne bucurăm de fiecare dintre cei prezenți. Personalități, și nu cred că exagerez dacă spun lucrul acesta, din lumea evanghelică bucureșteană, dar din economie de timp vom deschide în acest moment seara cu rugăciune. Vă invit să ne ridicăm și îl rog pe fratele Daniel Alexandrescu, prezbiter în Biserica Izbânda, creștin pe Evanghelie, de aici din București, să deschidă cu rugăciune. Muzica în această seară este asigurată de un trio foarte special, Trio Petre, Familia Petre, și ar vrea, pentru a aprecia muzica pe care o fac, să îi aplaudăm, să le spunem un bun venit și lor. Se va auzi stereo sau Dolby de undeva din spate, muzica de aici din față, luările de cuvânt, și sperăm ca să fie o seară cu adevărat memorabilă. Trio, Familia Petre, și apoi vom auzi câteva cuvinte despre carte. Și sarcina de a face o scurtă prefață introductorie cărții, și pentru aceasta voi spune câteva cuvinte despre condiția grafică în care apare cartea, și apoi voi spicui câteva lucruri dintr-o recenzie scrisă de Ioan Mehedinț din Timișoara, recenzie solicitată de coordonatorul acestei ediții. Și pentru că fratele Mehedinț nu poate fi aici în această seară, am să dau eu citire câtorva cuvinte. Cartea pe care o vedeți expusă beneficiază de o condiție grafică deosebită, o copertă foarte bine realizată din punct de vedere grafic, cu scris în relief, broșat. Numără 412 pagini și e foarte important să spunem că la final are un index de nume și un index de localități care cu litere mici totuși ocupă 12 pagini. Indexul acesta cred că este foarte util pentru cei care doresc să meargă direct la pagina unde se vorbește despre o anume personalitate istorică sau despre anumite localități de care numele pastorului Bochean sigur a fost legat în slujirea pe care a desfășurat-o.
Dincolo de aceste caracteristici, așa cum veți remarca și dumneavoastră, avem policromie, adică avem conținut color și există, dincolo de fotografiile care au apărut și în prima ediție, o întreagă colecție de fotografii de la evenimentul desfășurat acum 4 ani la Centrul Creștin Emanuel din București, anume Centenarul Pavel Bocean, unde mulți dintre dumneavoastră ați fost prezenți. Câteva cuvinte scrise, așa cum spuneam, de domnul Ioan Mehedinț din Timișoara, care ne spune că această carte autobiografică scrisă de Pavel Bocean a apărut în prima ediție în anul 1997, iar în acest an, 2022, în care sărbătorim, nu la întâmplare, 100 de ani de la deschiderea primei biserici pentecostale din România, la Păuliș, județul Arad, avem această ediție, o putem numi jubiliară. Cu multă simplitate și modestie, pastorul Pavel Bocean își prezintă mărturia personală a credinței sale, care s-a consolidat în anii începutului mișcării pentecostale din România. A fost martor încă din copilărie al faptului că, în urma rugăciunilor înflăcărate, unii dintre credincioșii din satul său natal au primit botezul Duhului ca la cinzecime, au vorbit în alte limbi și, tot prin rugăciune, bolnavii cărora li s-a făcut ungerea cu un de lemn, conform celor scrise în Scriptură, s-au vindecat. Mai presus de aceste miracole, mulți dintre consăteni s-au întors la Domnul, au fost botezați și, cu multă bucurie, participau la adunările bisericii pentecostale locale, care, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea. În partea a doua a cărții, intitulată Slujirea, autorul, pastorul Pavel Bocean, continuă să prezinte contextul împrejurărilor în care a fost consacrat în slujba Evangheliei, arătând greutățile slujirii, dar și biruințele Domnului. Pe lângă activitatea pastorală în bisericile din Arad și în București, s-a implicat în diverse acțiuni de obținere a autorizațiilor pentru construirea caselor de rugăciune ale multor biserici, precum și în organizarea credincioșilor pentecostali. Este cunoscut faptul că din 1965 până în anul 2000, pastorul Pavel Bocean a fost președintele până în 90. Da, aș fi vrut să fie mai mult. Deci din 62 până în 90, pastorul Pavel Bocean a fost președintele cultului creștin pentecostal din România. Prezenta ediție include, de asemenea, în ultima parte, mesajele rostite în cadrul evenimentului Centenar Pavel Bocean la Centrul Creștin Emanuel din București, pe data de 24 noiembrie 2018, precum și mesaje transmise ulterior evenimentului din partea unor membri ai familiei și alte mesaje. Din mărturiile tuturor se desprinde ideea că, în contextul comunist în care s-a dezvoltat credința pentecostală în România, Pavel Bocean a fost un om folosit de Dumnezeu, cu rezultate remarcabile în ce privește creșterea numărului bisericilor și al credincioșilor pentecostali. Aș mai face o simplă remarcă referitor la conținutul nou al acestei ediții jubiliare sau aniversare. În cea de-a doua parte, printre mărturiile și luările de cuvânt ale participanților la centenar, este și cuvântul prezentat de domnul Victor Opaschi, la momentul acela secretar de stat pentru culte în România, și altor personalități din lumea evanghelică, precum, scuzată să-mi fie îndrăzneala, și un articol scris de subsemnatul despre
un articol publicat de pastorul Bocean în 1979, intitulat Calitatea de cetățean al patriei, care este, cum ar spune francezii, avant la lettre, adică cu mult înaintea vremii, practic o încercare de teologie publică. Dar despre toate acestea puteți citi mai atent în carte. Acum îi rugăm pe cei de la Trio Petre să ne mai încânte și să cânte o piesă, după care dăm cuvântul coordonatorului, editorului coordonator, pastorul Ioan Bocean, care ne va spune detalii și lucruri interesante despre această ediție aniversară. Participanți, frați, surori, dragi prieteni, e un moment care
mă emoționează. Din mai multe motive. Pe de o parte pentru că sigur că n-am cum să nu-mi aduc aminte de autorul cărții cu care am lucrat cot la cot. Aproape până la capăt. Pentru că a terminat de scris cartea cu 2 luni înainte de a se muta la Dumnezeu în veșnicie. Și am lucrat împreună, am ajutat chiar în timp ce scria și pot să vă spun pentru început ca mărturie, am mai spus-o și la centenarul Pavel Bochian, pe patul lui de moarte avea 3 mulțumiri și una din cele 3 mulțumiri, satisfacții, era aceea că a văzut cartea terminată, a apucat să vadă chiar mostre de cum vor fi paginate și cum vor apărea în carte, în volum, paginile scrise de el. Era una din mulțumirile și realizările pe care și le-a dorit în timpul vieții. Dar ca să mă leg puțin de ceea ce deja s-a spus aici, să ne amintim că acesta este contextul, centenarul penticostal, care eu cred că încet, încet poate deveni o sărbătoare națională, având în vedere că cel puțin 350.000, poate 400.000 de români și alții din cercul lor știu lucrul acesta și serbează anul acesta 100 de ani de penticostalism. Îmi place să constat astăzi că ne bucurăm aici de mai întâi de mediul acesta extraordinar cultural creștin evanghelic pe care îl avem aici la librăria Ștefanus. Noi câțiva din generațiile mai vechi știm ce a însemnat lucrul acesta. Am povestit astăzi invitațiilor mei din Franța despre Richard Wurmbrand și dorința lui de a avea un depozit de Biblii și o librărie creștină în centrul capitalei, lucru care i s-a împlinit această dorință în 1990 și apoi el împreună cu Constantin Caraman, cu alții, frații Miu, nu? Daniel Miu și frații Răscol, sigur că da, frații Răscol au dat drumul la lucrarea aceasta care este emblematică pentru mișcarea evanghelică în București. Așa că ne bucurăm să fim aici în cadrul acesta. Apoi, așa cum observați, avem media creștină cu noi, televiziunea Prodocens și Radio Vocea Evangheliei. Salutăm prezența acestor reprezentanți ai mediei, care din nou arată ce s-a întâmplat în ultimii 33 de ani deja în curând și ce înseamnă mișcarea creștină evanghelică astăzi la 100 de ani după ce s-a înființat în România prima biserică penticostală. O să fiu foarte scurt pentru că avem câțiva din cei care participă cu noi pe care îi dorim să-i auzim. Da, a fost prezentată cartea. O să-mi permit să spun că deja se întrezărește nevoia ediției a treia, care va fi completată cu ceea ce fac eu acum, și anume cu un tabel cronologic sau o biografie pe scurt. Pavel Bochian s-a născut în 1918, în anul păcii, după primul război mondial, în Mocrea, județul Arad, și foarte curând, la vârsta de 6 ani, a început să participe la studiu biblic din Faptele Apostolilor, pe care tatălui, tot Pavel Bochian se numea, și care era cântăreț în biserica
din sat, o biserică pe vremea aceea greco-catolică, românească, dar nu ortodoxă, greco-catolică, și care probabil a stârnit un pic interesul oamenilor pentru scriptură, pentru că 5-6 bărbați din biserica aceea se întruneau și făceau studii biblice. A făcut lucrul acesta din 1924 până în 1930, când au auzit de Biserica Pentecostală din Mocrea, din Pâncota, lângă Mocrea, la 12 km de Mocrea, și pentru că era cineva bolnav în sat la ei acolo, au chemat pastorul pentecostal de la Pâncota să se roage pentru o femeie paralizată, o vecină. Minunea vindecării s-a întâmplat. Grupul acesta a zis, și noi vrem să trăim așa ceva, s-a unit cu credincioșii pentecostali din Pâncota, au fost botezați. Un an mai târziu a fost botezat, chiar au fost botezat mai mulți, în 1931 Pavel Bochean însuși a fost botezat la un an după ce a început biserica la Mocrea, 1931, botezat în apă, la 13 ani. Astăzi sunt părinți care sunt ezitanți să-și lase copiii să fie botezat la 14 ani, la 15 ani, la 16 ani. Pavel Bochean în 1931 a fost botezat la vârsta de 13 ani. Mai departe, la 16 ani, deci 3 ani mai târziu, are experiența botezului cu Duhul Sfânt, cu experiența vorbirii în limbi. A fost recunoscut în timpul vieții lui și prin folosirea lui de către Dumnezeu în darul profetice, și mai ales pentru cei care sunteți interesați și citiți cartea, veți descoperi mărturii extraordinare despre vindecări divine pe care el însuși le mărturisește și care erau cunoscute și recunoscute în zonă. A ajuns foarte curând să fie predicator. Predica la 12 ani, la 14 ani era predicator sau învățător de școală duminicală într-o biserică baptistă nu departe. Și în 1938, la vârsta de 20 de ani, predica Evanghelia la înmormântarea unui copil, când a văzut că familia și toți participanții la înmormântare fug care încotro, el nu știa de ce, din spate veneau jandarmii, pe el și pe tatăl lui, care erau la o masă, sau cum era acolo organizat, pentru predicatori în cimitir, i-au arestat și i-au dus din post în post, cum se practica, mai întâi la Arad și apoi la Timișoara, la tribunalul militar din Timișoara, unde au fost ținuți vreo 3 luni și ceva până când s-a judecat procesul. Au fost condamnați și el și tatălui la 3 ani și 6 luni de închisoare, și șansa lui și a lor a fost că sentința s-a dat cu suspendare. Dar explicabil, era un tânăr de 20 de ani, trebuia să ajungă pe front, unde a și ajuns. A fost mobilizat în armată, a ajuns pe front și a făcut serviciu militar în timpul celui de-al doilea război mondial. Între timp se pornise în 1940 războiul mondial. Printr-o minune care e explicată, povestită aici pentru cititori, n-a ajuns pe front nici o zi măcar. Și vedeți cum și cum își trăia un tânăr militar pentecostal credința în vremea aceea. În 1945, pe 29 iunie, unii știu ce înseamnă 29 iunie în fiecare an. Exact. De Petru și Pavel a fost ordinat ca păstor pentru biserica din Mocrea și un grup de biserici din prejur. Foarte curând participă la toate congresele, conferințele prin care se încerca cererea recunoașterii oficiale a cultului pentecostal.
În 1951 are loc congresul al doilea, care a însemnat și unirea penticostalilor. Poate unii știți că penticostalii au început în trei locuri diferite. În București ei se numeau încă din 1935-36 ucenicii Domnului Iisus. În nordul țării, în Bucovina, se numeau creștinii botezați cu Duhul Sfânt. În Arad, la Păuliș și apoi în jurul Aradului, se numeau Biserica Apostolică Penticostală. În 1950 s-au unit. Pavel Bochean devine păstor responsabil, supraveghetor, se numea un fel de episcop, nu? Pentru ceea ce se numea atunci filiala Arad a cultului penticostal, care între timp și-a pus sediul în București. Bradin Gheorghe, primul președinte, s-a mutat la București și a activat în București pe Carol Davila 81. Bine, probabil că l-a început în Popanan și apoi, cam mai s-a câțiva martori și n-am cum să sar peste asta. Bun venit! Tăticul tău scrie despre asta, acolo unde se și află și astăzi Biserica Vestea Bună. Dar foarte curând au achiziționat clădirea din Carol Davila 81, unde este și astăzi sediul cultului penticostal. A fost un al doilea congres în 1956. Pavel Bochean este ales cu ocazia aceea vicepreședinte al cultului. Bradin continuând să fie președinte, Gheorghe Bradin. În 1956, Pavel Bochean avea mai puțin de 40 de ani și e activ, misionarul de serviciu, vicepreședinte. Bradin mai trăiește puțin până în 1962. Erau vremuri grele, comuniștii deja și arătau adevărata față, au început să reducă numărul bisericilor prin operațiunea de arondare, adică bisericile mai mici trebuiau să fie înghițite de bisericile arondate la bisericile mai mari. La fel și comunități regionale au dispărut, Clujul, a dispărut Bucureștiul, au rămas comunități regionale doar la Arad, Oradea și Suceava. Și astfel Pavel Bochean devine președinte în 1962. Prin decesul lui Bradin, comuniștii nu au permis un alt congres și au fost doar adunările Consiliului Bisericesc și conferințele frățești care au votat această alegere. În anii care au urmat, 28 de ani de slujire, Pavel Bochean conduce mișcarea penticostală din România. Eu cred ca un păstor pentru toate bisericile. Oriunde mergea, era primit, era așteptat ca acasă. Fie că era la Târgoviște, fie că era în alte părți, în nordul țării, la Suceava, la Baia Mare sau altundeva, în munți, peșes la Galați, în atâtea locuri. În 1990 avea deja 72 de ani și revoluția din 89 a pornit un pic de nici nu știu cum să zic, că n-aș putea să zic trezire spirituală, dar a fost o oarecare mișcare la sediul cultului din Carol Davila. Și atunci Pavel Bochean a cerut să se pensioneze la vârsta de 72 de ani, 28 de ani slujind ca președinte. Și ceea ce e frumos pentru noi este că atunci când Biserica Emanuel cerea autorizare de funcționare, pentru că noi, păstorii fondatori, pastor Ceuță și cu mine, aveam sectoare, Ceuță în Galați Brăila, eu în Argeș, i-au zis, păi în București nu poate să fie păstor la Emanuel decât pastorul pensionar Pavel Bochean. Sigur că pe noi nu ne-a deranjat și, din potrivă, el a devenit pastorul nostru emerit din 90 până 96, cât a mai avut de trăit. În 1996, el mutându-se la Domnul, da, și acolo a fost foarte fericit cu noi. Pe de o parte, a
trăit toată experiența trezirii spirituale pe care noi o aveam în cortul pe care el l-a numit cortul lui Dumnezeu, cu oamenii cei care vă aduceți aminte sau ați auzit, noi am funcționat în cort pe Cuzavod 116 din 1993 până în 1997, când am început construcția în care funcționăm acum. Așa cum am zis, vreau să mă opresc, că cartea a fost deja oarecum prezentată, sigur că a fost o muncă asiduă. Noi, ca misiune, misiunea Centrul Creștin Emanuel, ne-am asumat munca aceasta și vrem să continuăm cu reeditarea unor cărți din vremea aceea care sunt dorite și căutate și astăzi. Nicio problemă, mulțumim editorului coordonator și cu siguranță la final veți putea întreba mai multe, schimba cuvinte, pentru că sigur există pregătit ceva acolo pentru o comuniune, pentru o părtășie, cum o numim noi în dulcele jargon evanghelic, nu? Părtășie. Trio Petre, o ultimă piesă și mulțumim frumos, după care îi rugăm pe patru dintre participanți să ia rând pe rând cuvântul. Este vorba de pastorul Iulian Chelu, care a slujit în cultul pentecostal ca păstor, ca președinte de comunitate regională și l-a cunoscut personal pe pastorul Bochean, Pavel. Apoi pastorul Ioan Ceuță, președintele Adunărilor lui Dumnezeu din România. Apoi pastorul Virgil Achihai, președintele Uniunii Bisericilor Creștine după Evanghelie din România. Și la final, cel care îi și poartă numele, pastorul Pavel Bochean Junior din Chicago, Statele Unite ale Americii. După melodia anunțată, îi rugăm pe distinșii invitați rând pe rând să vină aici în față, lângă coordonatorul ediției și să spună câteva cuvinte. Mulțumim! Ascultători,
Este o mare onoare pentru mine să spun câteva cuvinte despre cel care mi-a fost părinte spiritual. În afară de membrii familiei, am mai spus și acum 4 ani în urmă, poate l-am cunoscut cel mai bine pe fratele Bochean, ca pe un părinte spiritual, ca pe un om al lui Dumnezeu, care și-a avut privirea îndreptată spre Dumnezeu, și-a iubit familia, biserica și a fost și un bun cetățean. Am lucrat din 74, sub mâna dânsului, la centrul cultului, până în 90 și pot să spun că am avut ocazia să cunosc aproape toți păstorii din România. Așa a fost slujba mea, am călătorit din lume, în toată țara. Pe mine m-a amprentat foarte mult modelul fratelui Pavel Bochean. Blândețea, înțelepciunea, smerenia, felul cum trata lucrurile m-au impactat încât foarte mult mi-a zis, parcă ești ucenicul lui, sau parcă ești al lui, cum zic, sunt. L-am recunoscut ca un mentor, o mare influență spirituală. Un om care nu ridica glasul, vorbea blând, dar vorbea autoritar și frumos. A știut să împace orice situație conflictuală și pot să vă spun că pentru mine a fost un reper. Dacă ar fi să caracterizez viața acestui om, aș spune 2 cuvinte. Un rob ascultător. Și încă ascultător până la capăt. Doresc din toată inima toți care suntem aici să putem să urmăm exemplul acestor înaintași și este o mare onoare pentru noi să ne ajute Domnul să nu facem rușine nici lui Dumnezeu, nici înaintașilor noștri. Dumnezeu să ne binecuvânteze și mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mulțumim! Îmi revine onoarea ca în calitate unică, pentru că niciun ginere și nici o noră n-a stat cu Pavel Bochean cât am stat eu. Din 1982 până în 1996 am locuit în același apartament, 14 ani. Așa că pot să spun că ce predica trăia și acasă. Nu știu câți lideri în ziua de astăzi trăiesc acasă ceea ce predică la amvon. De aceea spunem noi, păstorii, că unii ar trebui să-i ținem numai la amvon, pentru că cum să dau jos, fac prostii. Numărul 2. Aș vrea să vorbesc în calitate de persoană care am fost șoferul lui. Și vedeți, nu știe nimeni din cei care lucrează cu șefii câte știe șoferul. Nu vă spun lucrurile care le-am învățat în calitate de șofer. Numărul 3. Am fost pastor sub conducerea lui Pavel Bochean. Fiind președinte, eram pastor la Galați. Începusem construcția templului de la Galați fără autorizație și secretarul Consiliului Județean Galați, Benone Pușcă, îl cheamă pe socru, pe fratele Bocheanu, și trage o mustruluială. Și le-am primire. Ce faceți, domnul președinte, la București? Ce educație le dați? Ni l-ați trimis pe ceuță ăsta aici care ne face numai probleme. Și socrul lasă capul în jos. Eu eram în America, la studii. Era Iacob Dumitrașcu, tatăl Mihai Dumitrașcu. Și îl bubuie pe fratele Bocheanu, cum nu vă puteți imagina. Și la urmă Benone Pușcă încheie. Și zice, domnul președinte, am mai auzit că Ceuță e ginerile dumneavoastră. Socrul se uită la el și zice, domnul secretar, pot să vă întreb și eu ceva? Dumneavoastră aveți ginere? Zice, nu. Când o să aveți ginere, o să mă înțelegeți.
înțeleg. Numărul 4, am fost persoana care a stat lângă el în vremuri grele. Vă rog să îmi iertați expresia, dar țin minte, într-un moment de cumpănă, era roșu la față, am crezut că îi pleznește inima, nu vă spun contextul la tot ce s-a întâmplat, și am plecat și el era roșu acolo lângă mine și mă întorc la el. Nespiritual am vorbit, că nu totdeauna vorbesc duhovnicește. Și am zis, tati, stai liniștit, că așa cum Solomon o atins toți dușmanii, așa ți-i ating eu, unul câte unul, pe rând. Și el, deși era roșu la față, zice, Marinele, trebuie să iertăm, să lăsăm, pentru că asta era dragostea lui. Numărul 5, de la el am învățat leadership-ul. Și vreau să vă spun, cu excepția la un președinte care nu l-am cunoscut, și poate a fost bine că nu l-am cunoscut pe Brabin, îi știu toți președinții de la cult și stilul de conducere. Stilul pe care l-a avut Pavel Bocian a fost stil unic. După părerea mea, și pentru tine, doctore, nici Maxwell nu conducea mai bine mișcarea penticostală și noi învățăm leadership-ul lui Maxwell. Vedeți, în momentul când ai o funcție de conducere, contează foarte mult să ai ungerea lui Dumnezeu. Oamenii pot să ne aleagă, să ne dea o funcție, să ne numească, dar dacă ungerea nu ne însoțește și dacă Dumnezeu nu binecuvântează, nu mergem prea mult. 6. De la el am învățat istoria penticostală. Pentru că a fost omul care a adunat. Noi am avut multe rupe. Numai la nivel național, în cultul penticostal, am avut 7 ruperi naționale datorită spălării picioarelor. Și oamenii s-au împrăștiat. Iar Pavel Bocian umbla din comună în comună, din localitate în localitate, și aduna oamenii ca să se întoarcă înapoi în cult. De aceea i-am respectat leadership-ul și mă bucur că am putut să învăț și să stau lângă un președinte. De asemenea, aș vrea să spun că datorită lui Pavel Bocian am avut harul să întâlnesc personalitățile lumii. Nu vreau să spun de Billy Graham sau Ray Hughes sau alții. Datorită relației care am avut-o și pentru că eram împreună, am putut să întâlnesc oamenii mari ai lumii, dar să întâlnesc și cei din lumea politică și cei din lumea religioasă. Fiind șofer, mă lua fratele Bocheanu la întâlnirile cu șefii de culte, că atunci aveau loc întâlnirile cu șefii de culte. Și la terminare, mă prezenta, începând de la patriarh, la rabinul șef, la toți mă prezenta și spunea, uitați, este ginerele meu, făceam cunoștință și e un har ca cineva să deschidă poarta pentru tine și să te prezinte. Eu am făcut o afirmație și mențin afirmația. De la Bocian până la Bocian n-a mai fost unul ca Bocian. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumim. Mă duc cu așa prelegere, ce să mai pot, nu mai pot să spun, nu mai pot să spun nimic, așa că mi-am schimbat discursul care avea de gând, că l-am uitat și îl spun pe cel care, pe cel care eram acum, îmi vine minte acum. Mulți dintre dumneavoastră nici nu știți ce ați pierdut că nu l-a cunoscut pe fratele. Corect. Nici nu știți ce ați pierdut pentru că n-ați avut halul acesta să-l cunoască pe fratele Pavel Bocian.
Datorită faptului că la vremea aceea eram singurul penticostal, tatăl era singurul penticostal din Târgoviște care avea casă, ori de cât era vreo problemă la Târgoviște și în județ, și erau destule, fratele Pavel Ochean venea la noi acasă și se întâlnea cu Butelnicitul, cu alții reprezentanți din vremea aceea, discutau. Știți ce este foarte interesant? Este, și s-a mai spus, sunt unii oameni care pot să ajungă la ceea ce doresc fără să ridice vocea. Noi ni se pare că dacă ridicăm vocea, dacă ne referim la poziția pe care o avem, la pixul pe care îl ținem în mână pentru o vreme, nouă ni se pare că suntem cumva oameni care trebuie să fim respectați și așa mai departe. Cu fratele Pavel Bocan, din câte îl știu eu, așa cum eu, îl auzeam pe tata, îl auzeam pe Diaconescu, pe Putin, auzeam pe mulți, dar pe dânsul nu-l auzeam. Dar știu că la sfârșit toți plecau cu gândul lui fratele Pavel. Și este mare lucru să poți să îi determini pe ceilalți. Acum, dacă eu aș fi de acum și fratele Pavel ar fi lângă mine, eu pot să spun așa, asta la lângă dânsul să învăț. Așa la lângă dânsul să învăț și aș avea multe, multe lucruri de învățat despre cum poți să reprezinți pe credincioși în fața autorităților și cum poți să îi ții pe credincioși în respectul unul față de celălalt, pentru că, din păcate, este așa un duc de nesupunere, neascultare, nu vreau să comentez mai mult. Vedeți, sunt oameni pe care auzi despre ei și ți-ai dori să-i cunoști. Eu am harul acesta să vorbesc despre fratele Pavel Bogdan ca unul care l-am văzut mulți ani în urmă și în același timp am o carte a dânsului, cred că este comentariul la ea.